ritualul de intrare a lui ring a lui Costel Pașniciuc. Gata de acțiune așadar Costel Pașniciuc. În colțul roșu, Costel Pașniciuc. Arbitru în ring, domnul Remus Ștefan. Așadar, cei doi luptători sunt pregătiți de acțiune. Avem un timișoran împotriva unui londonez adoptat în ultima perioadă. Da, de lui Costel. Cam de un an și jumătate s-a stabilit acolo. E antrenat de Horia Rădulescu. A avut foarte multe meciuri anul ăsta. Da, a avut meciuri și a avut meciuri importante. Important pentru el este și faptul că a reușit să intre în glory în ultima perioadă. Destul de serioasă înfruntarea privirilor dintre cei doi. S-ar putea să fie un pic obosit Pașniciuc, a avut în ultima lună 4 meciuri, le-a câștigat pe toate disputate în Insula Britanică. Însă oboseala își poate spune cuvântul sub multe forme, sub formă fizică, sub formă mentală. Să vedem ce va ieși în seara asta. Pașniciuc așadar cu short roșu. Alin a început tare, a încercat să-l ia repede pe Costel. Nu știu dacă este cea mai bună soluție în acest moment, pentru că lui Costel îi place tot timpul să stea la bătaie. E un croșeu tare de dreapta, încă unul, o stângă bună, cearcă la corp, lovitură de genunchi, încă o dată tare. Da, lui Pașniciuc îi place să stea la bătaie și are și o tehnică de picioare bună. Deocamdată n-a dat drumul la cine știe ce lovituri de picioare. Acum am văzut un low kick, răspunde Sava cu o lovitură frontală. Pe urmărire, low kick-ul pe plecare, adversarului nu l-a dat în contra deplasării. Abia acum lovește bine și o dreaptă tare la cap. Foarte, foarte tare luptă Costel în debutul acestui meci. O dată tare la corp și croșeu de stânga. Este primul knockdown în această rundă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. E cu mâinile sus, dar e greu să cred că va reuși să ducă măcar repriza asta până la sfârșit, la cum se prezintă. Foarte afectat. S-a încheiat tot. Knockout. Al doilea meci, al doilea knockout. Așteptăm decizia arbitrilor, este knockout. Avem și ring announcerul care a ajuns deja în ring pregătindu-se pentru acest moment. Să vedem și mâna ridicată a lui Costel. Învingător prin knockout în prima repriză, colțul roșu, Costel Pașniciuc! Costel, cred că a fost mai lung drumul de la Londra decât meciul pe care l-ai avut în această seară. Oricum, drumul e mai lung decât meciul. Da, foarte lungi drumurile pe care le avem în ultima vreme, dar rezultatele sunt mulțumitoare. Cum a fost? A încercat să te ia tare de la început. Da, ce pot să spun? L-am vizionat. E un sportiv foarte bun, au tehnică de brațe foarte bune, dar în seara asta am fost norocos și l-am prins primul. Și știți cum e în meci. Cine lovește primul câștigă. Deci n-ai avut timp să pui la aplicare planul de luptă pe care sunt sigur că l-ați avut. Da, așa e. Costel, încă o dată felicitări pentru o victorie superbă și te mai așteptăm în România.